Un pompier din cadrul ISU Iași și un agent de poliție au fost reținuți de DIICOT pentru acte sexuale cu minori și pornografie infantilă. Totul s-ar fi întâmplat anul acesta când unul dintre inculpați a întreținut relații sexuale cu o fată de 13 ani. Cel de-al doilea inculpat, pe lângă faptul că a întreținut relații sexuale cu minore, le-a filmat. Cei doi au fost reținuți și riscă ani buni de închisoare. La data de 4 octombrie anul curent, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Iași, au documentat activitatea infracțională a două persoane. Una pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și act sexual cu minor, iar cele două pentru comiterea două infracțiuni de act sexual cu minor. Precizăm faptul că una dintre persoanele bănuite, cea care este cercetată pentru comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor, este angajată al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Polițistul în cauză era pus la dispoziția unității din cursul lunii iunie 2023, față de acesta fiind pus în mișcare acțiunea penală într-un alt dosar penal. Cu privire la cel de-al doilea inculpat, actele de urmărire penală efectuate în cauză au relevat că în perioada februarie 2020-septembrie 2023 a întreținut în mai multe ocazii raporturi sexuale cu două persoane minore, una în vârstă de 13 ani, iar cea de-a doua având vârsta de 12 ani. IPJ Iași a transmis faptul că polițistul implicat în dosarul de pornografie era cercetat și pentru alte fapte. Inspectoratul de Poliție Județean Iași se delimitează ferm de orice activitate care nu este în concordanță cu legea. Indiferent de calitatea persoanei care încalcă prevederile legale, se vor lua toate măsurile prevăzute de lege. Fiind vorba de victime cu vârste mai mici de 13 ani, cei doi riscă pedepse cuprinse între 2 și 7 ani de închisoare.